cei care s-au născut în zodia Fecioarei vor avea în ziua de 15 octombrie până spre seară o perioadă bună pentru a vorbi în public, pentru a se prezenta în fața unui auditoriu, pentru a se afirma, dacă e vorba de tineri, într-un chip inteligent și onest, util lor pentru carieră și renume, în fața unei audiențe de specialitate, eventual chiar exigentă. Moment al unor dezbateri și al unor ipostaze cu public, în public, cu ecou în public, care să le permită circulația numelui, observarea lor, afirmarea lor și catalogarea lor, calificarea lor de către cei care îl văd, îl aud, îl observă, drept un personaj de nădejde, competent, eficient, curajos, foarte vocal și foarte necesar în anume zone de viață și activitate, cum ar fi, de exemplu, în media, în politică, în preocupările sociale, cu grad sporit de risc, față de care Fecioara dă dovadă de bun simț, de temei, de pregătire profesională, dar și de capacitate de a-și asuma niște riscuri. Între 15 octombrie, după ora 19 și 18 octombrie dimineața, nimic nou sub soare, relațiile de prietenie stau sub semnul aceleași combinații, aceluiași context, nu se petrece niciun fel de deviere de la ceea ce e nota obișnuită de niște săptămâni și luni. Poate că, plecând de la horoscopul personal și nu de la cel general, cei născuți în zodia Fecioarei vor avea și alte mecanisme de trăit și de activat cu și prin prieteni. Altele mai bune decât ne arată horoscopul general, eu altceva n-am ce să spun, este un soi de consecvență pe această direcție. Între 18 octombrie, după ora 8 dimineața și 20 octombrie spre seară, axa celor două case ale sănătății este ușor tulburată pe direcția cardiovasculară, de un tranzit care are o puternică componentă emoțională, sentimentală și afectivă. Aceștia sunt factorii care pot să creeze o stare de disarmonie în organism cu un ecou în tot ceea ce înseamnă funcție cardiacă, tensiune, hipertensiune, circulație periferică, funcționarea sistemului nervos central care poate să fie răscolit, tulburat, pus într-o stare de indispoziție. Nu e vorba de boală, nici de criză, nici de accident, nici de suferință, ci de niște mecanisme care modifică gândurile, percepțiile, echilibru interior și, cum spuneam, funcțiile cardiace. Între 20 octombrie, după ora 19 și 30 de minute și 21 octombrie, luna va traversa zodia Fecioarei și le va da celor născuți în acest semn zodiacal stabilitate, echilibru, logică, atenție, hărnicie, pragmatism, atenție pe detalii, fire riguroasă și natură responsabilă. Context bun pentru a dezvolta o serie de activități necesare pentru plasarea mai bună a lor ca persoană în mediul ambient sau pentru propria lor stare de bine, de echilibru. Atenție pentru organism, alimentație, medicație și așa mai departe. Întreaga săptămână va beneficia de un context armonios realizat de planetele din casa a doua, banilor câștigați din muncă proprie și presiunile sau constrângerile care se prezintă la locul de muncă. E vorba de atenuare a unor conflicte sau de revenire la normalitate, de corectare a unor exagerări, de disponibilitate a celor în drept, conducătorii de la locul de muncă, să-i asculte pe nativi și să coopereze cu aceștia pentru remedierea unor exagerări sau disfuncții. În procesul muncii
cu privire la salarizare sau cu privire la statutul acestora. Pe cele două case amintite, a doua și a șasea, dar și pe casa a zecea, se realizează mai multe trigoane și implicit mai multe trigoane regale care creează o disponibilitate pentru inițiativă, ridicare a unor probleme, dar cu măsură, cu decență, cu legitimitate, în așa fel încât lucrurile să tindă spre rezolvare, nu spre blocare sau spre amplificare aspectelor negative. Fel inteligent de a valorifica niște bani, de a rezolva niște situații, nu foarte complicate și nu foarte costisitoare, un fel de flair sau de simț, de instinct al lucrului care trebuie făcut într-un anume moment. Poate cu mai puține argumente și nu cu foarte multă meditație și concentrare, tocmai de aceea este un flair, pentru că reprezintă o secvență trăită la nivelul cunoașterii practice și al analizei mentale, care conduce foarte repede la o decizie, la o atitudine, la un comportament. Și acesta este de natură să le permită rezolvarea unor probleme financiare. E ceea ce se cheamă instinct de a specula o situație care pentru foarte multă lume nu are nicio relevanță. Are însă pentru acești nativi din Fecioară care observă foarte repede și ajung la o sinteză între motivație, condiție și decizie.